Lumina naturală din prima parte a zilei contribuie la setarea unui ritm somn-veli. Așadar, scoate-l la plimbare în fiecare dimineață. Un bebeluș prea obosit, prea agitat, ținut într-un mediu zgomotos, cel mai probabil va adormi mai greu și va dormi mai prost. Este de preferat să eviți suprastimularea lui, mai ales înainte de somn. Urmărește semnalele de somn ale bebelușului tău și încearcă să-l culci atunci când are nevoie și să-l ajut să doarmă suficient. Pentru ghidaj, poți folosi intervalele optime de somn pentru fiecare vârstă de pe site-urile de specialitate. Încearcă să setezi o rutină de somn, repetând aceleași gesturi la fiecare adormire. În primele luni, chiar ani, are nevoie să te simtă aproape, chiar și la somn. Este perfect normal să îl ajut să adoarmă și să readoarmă ori de câte ori are nevoie. Această lecție o va învăța la un moment dat în ritmul lui, iar nopțile vă vor fi mai liniștite.